sunteți mai fascinat de orașul Botoșan decât de orașul dumneavoastră. Cel puțin așa se vede din afară. Cum se poate să fiți mai îndrăgostit de orașul adoptiv decât de cel natal? Eu nu sunt dintr-un oraș din Prahova, sunt dintr-o localitate rurală din Prahova. Dar nu are importanță lucrul acesta. Sigur că îmi iubesc satul natal, care se cheamă Nucșoara de Jos și are un nume foarte frumos, dar cea mai mare parte a vieții mele am petrecut-o la Botoșani, pentru că am plecat foarte devreme de acasă, am făcut liceul la Ploiești, apoi am făcut studiile universitare la Iași și de la 23 de ani, când am terminat facultatea și până acum, sunt cetățean cu acte în regulă a acestui oraș, pe care, datorită meseriei pe care o fac, cea de muzeograf, îl cunosc în amănuntele lui și pe care îl iubesc tocmai pentru că îl cunosc atât de bine. De câți ani sunteți în Botoșani? Păi sunt din 1972, de când am terminat facultatea de istorie și sigur că aici voi locui până la sfârșitul vieții mele, pentru că nu intenționez să plec în altă parte, dar anul acesta mă voi despărți de instituția în care am lucrat toată viața mea, adică Muzeul de Istorie. De ce? Pentru că voi ieși la pensie. Ce vă impresionați în amânt la Botoșani? E greu de spus. Botoșanii îți atrage atenția de la început, dacă vrei să știi lucruri importante despre el, în primul rând prin personalitățile pe care le-a dat țării. E de ajuns, sau ar fi fost de ajuns, să se nască Eminescu, sau ar fi fost de ajuns ca doar Eminescu să fi fost născut aici, ca orașul să fie celebru. Dar s-a născut aici și Nicolae Iorga, s-au născut aici și Octav Onicescu, marele matematician, s-a născut... dar cine nu s-a născut aici? Sunt atât de multe personalități încât îmi este și greu și este nejust ca să las ponele deoparte și să le amintesc pe altele. Deci, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru că orașul este extraordinar de frumos, trebuie să călătorești în alte părți ale țării sau ale lumii ca să îți dai seama, să poți face comparație între un oraș și altul. Ei bine, orașul Botoșan este și frumos, este și curat, este păstrător al unor mărturii ale trecutului, al unor vestigii ale trecutului, care înseamnă în mare parte clădiri, minunate clădiri, cum nicăieri aproape nu poți găsi în România. Are un centru vechi, rămas neschimbat din urmă cu vreo 100 și ceva de ani, unic în regiunea de est a țării, în Moldova, și cu asemănări poate cu cele din Sibiu, Sighișoara, din Transilvania. Și apoi botoșanii mai au ceva, au niște oameni deosebiți, niște oameni calmi, niște oameni primitori, care te fac să te simți bine. De-aia eu am rămas aici atât de multă vreme, pentru că oamenii m-au adoptat și eu m-am comportat ca fiul adoptat care își iubește părinții și am și iubit și cred că am și dovedit prin ce am făcut că am iubit orașul și oamenii săi. Dumneavoastră, când ați simțit atracția pentru istorie? De mic. Pe vremea când eu eram copil, timpul liber al unui copil însemna carte. Nu aveam televizor, radioul era doar la începuturile lui și nu în orice casă se găsea radio. Și atunci lecturile și atunci timpul liber, pe lângă activități deosebite în curtea acasă și în gospodărie, că erau și de-astea, însemna lectură. Tatăl meu era un mare iubitor de istorie și cumpăra mereu cărți, de regulă cărți despre domni și împărați, despre Napoleon, o mulțime de cărți, despre domnitorii români, pe care eu le-am citit și frații mei de asemenea, și de aici mi s-a deschis apetitul pentru istorie. Dincolo de asta, unchiul meu era profesor de istorie și mi-a incitat interesul pentru istoria locală mai întâi, apoi pentru istoria națională. Și încă un lucru interesant în biografia mea, localitatea în care eu m-am născut este aproape de Vălenii de Munte,
locul în care s-a stabilit din 1908 Nicolae Iorga. Și-a cumpărat o locuință acolo și a deschis și o celebră universitate de vară. E bine, când eu m-am născut, Iorga murise, dar numele lui era atât de des amintit de consătenii mei, încât am fost curios să aflu și mi s-a spus, a, este istoric, s-a ocupat cu istoria, s-a ocupat cu istoria județului, istoria țării, e cel mai mare istoric al lumii și simt că în copilărie de la unchiul meu am citit câteva cărți al lui, dar pe care nu le-am înțeles, erau scrise savant, dar care m-au inspirat și instigat, ca să zic așa, să învăț și eu istoric. Vă spuneți mai de mult într-un interviu că dacă ar fi să luați de la capăt tot Botoșani, înțelegeți și tot acest muzeu. De ce? Cu siguranță, pentru că eu sunt un om foarte serios în tot ce fac eu. Eu mi-am propus în viață să fac o singură, să stau într-un singur loc, să am un singur loc de muncă și am avut noroc, vreau să spun să îl am, să am o singură casă, sau o singură familie, să fiu un om așa cum au fost și înaintașii mei și așa cum au fost românii de firea lor, niște oameni ai locului, niște oameni pe care să te poți baza. Iar pentru Botoșani aș alege Botoșanii și aș alege din nou această meserie pentru că ea s-a potrivit pe sufletul meu. Nu numai orașul mi-a convenit, dar și meseria în sine. Puțin oameni fac ceea ce fac eu. În județul ăsta sunt vreo 12 muzeografi. În toată țara sunt câteva sute de muzeografi. Deci sunt oameni, ca să zic așa, aleși, nu că s-au ales ei, dar meserii rare, care îți permit să cunoști lumea altfel decât o cunoști din orice altă perspectivă. Poți să o cunoști vorbind cu oamenii ca să afli trecutul localității, poți să o cunoști căutând documente în arhivele locale sau mai departe, poți să o cunoști din cărți. Și asta e meseria, te obligă să o faci. Și dacă tot ai mers tot înainte căutând, investigând și descoperind, desigur că devii și pasionat. Ori, când îți place orașul, îți place meseria și când ți-ai făcut și o familie de la început, eu m-am căsătorit foarte repede după ce am venit la Botoșani, ce-ți mai trebuie? Nu trebuie nimic. De unde e dragostea pentru istoria acestui oraș? Păi tocmai din faptul că eu n-am făcut altceva în toată cariera mea de peste 40 de ani, decât să mă ocup de istoria locală, istoria județului aș putea spune, pentru că eu lucrez la Muzeul Județean Botoșani. În mare m-am ocupat de istoria județului, dar în mod cu totul și cu totul deosebit m-am ocupat de istoria botoșanilor, a orașului Botoșani. Am cercetat în amănuntul, dacă vreți, tot ce a însemnat orașul de la apariția lui. Știu foarte bine istoria străzilor orașului, istoria caselor orașului, istoria instituțiilor care s-au înființat aici, istoria spectacolelor, istoria sportului, istoria bisericii, istoria... pentru că asta am făcut. Și când faci mereu, sigur, sunt lucruri care ți se întipăresc în minte, pe care le reîmprospătesc, pentru că trebuie din când în când să te întorci asupra lor, și se creează așa un sentiment special pentru ceea ce faci. Eu aș numi dragoste de meserie. Și totuși, este ceva ce nu vă place la orașul nostru? Sigur că pot fi și lucruri care nu plac. Mie mi-e greu să spun, eu sunt un om îngăduitor. Eu fac parte din categoria celor care pot fi considerați, nu că nu mi-o luați în nume de rău și nici că mă laud, un om mai ușor de mulțumit, mai cum să cade. Am preferat să trec peste foarte multe lucruri, să observ lucrurile neplăcute și să trăiesc și să mă hrănesc din cele frumoase. Sigur că nu-mi plac cei care nu se poartă corect, nu mi-au plăcut cei care au condus orașul și n-au făcut ce trebuie pentru că el să fie mai bine îngrijit ca ceea ce ne-au transmis înaintașii noștri să fie pus în valoare, să fie reparat, să fie clădirile conservate și restaurate, dar în general, eu sunt un om mulțumit cu ceea ce este.
compar, vă spuneam, am comparat orașul cu alte orașe și constat că arată foarte bine. Se știu și multe lucruri despre Botoșani, vine foarte multă lume aici și sigur, sunt multe lucruri de îndreptat. De la comportarea de pe stradă, vedeți bănci lupte, ce vine au băncile să fie lupte, vedeți, se lipesc afișe peste tot când avem locuri speciale pentru afișe. E de comentat și în privința atitudinii oamenilor unii față de alții, cum ne îmbrăcăm, cum vorbim, cum ne adresăm, dar nu putem noi corecta dintr-o dată asta. Ce v-am întâlnit în primii ani de activitate de la Muzeul Județean? Mi-amintesc că nu prea mi-a plăcut. Că nu mi-a plăcut pentru că eu am avut o poveste cu venirea mea la Botoșani. Pe vremea când am terminat eu facultatea, fiecare absolvent de facultate primea un loc de muncă. În funcție de nota cu care termina facultatea, de media cu care termina. E bine, eu am terminat cu a doua medie pe țară, dar am fost ca să fie indus în eroare la alegerea locului de muncă, pentru că mi s-a spus că locul meu de muncă va fi în orașul Botoșani, la Muzeul de Istorie. Când am ajuns aici, mi s-a spus, nu, veți merge la Flămânzi, că se deschisese acolo un muzeu despre Răscoala Țăranilor din 1907. Și eu n-am vrut, nu puteam să accept așa ceva, muncisem prea mult, terminasem facultatea cu media aproape de 10 și nu puteam să-mi calc în picioare munca mea. Și atunci am refuzat să mă duc, mi-am căutat drepturile până sus la București și au trebuit să mă primească. Dar pentru asta, vreo 2 ani de zile, am primit castane, cum se zice, cum nu vă pot spune. Sancționat, jignit, dat exemplu de tot felul. Da, eu mi-am văzut de treabă și între timp cei care m-au plăcut au plecat, iar eu am rămas, uite și acum, fără. Da. Eu aș vrea să știu care este legătura dintre 1 decembrie și Marea Unire. De pe 24 ori. Păi, 1 decembrie este ziua în care la Alba Iulia, în fața unei adunări de peste 100 de mii de oameni, conducerea Transilvaniei a hotărât ca această provincie românească să se unească cu țara. Se întâmpla în anul 1918. Înainte de acest fapt, la 27 martie, Basarabia decisese să se unească cu România, la 15 octombrie Bucovina și ea, provincie românească aflată sub stăpânire străină, a decis același lucru, iar 1 decembrie a fost punctul final al realizării României Mari. De aceea, această dată a fost și aleasă ca zi națională a României. Ce semnifică aceste zile pentru dumneavoastră? Poftim? Personal pentru dumneavoastră. Personal pentru dumneavoastră. Ce capul, nu știu. Adică sângele? Sau ce semnifică aceste zile? Aceste zile? Pentru dumneavoastră. Ah. Cum le simți dumneavoastră ca român? Da, sigur. Adică aveți sentimentul ăla când de decembrie mă pun... Pentru mine, ziua de 1 decembrie este o zi foarte importantă, pentru că, vedeți, eu am cultură de istoric. Eu am citit foarte mult și știu foarte multe lucruri despre cum s-a ajuns aici. Pentru că românii au luptat să se unească într-un singur stat cu sute de ani înainte. Au avut exemplu lui Mihai Viteazu, care în 1600 reușise, în alte condiții, desigur, să unească pentru câteva luni țara românească, de unde venea el ca domnitor, Transilvania și Moldova. Deci această posibilitate românii au văzut-o că poate din nou să apară și au luptat pentru ea. Eu știu câți oameni și-au pierdut viața, câte personalități s-au devotat acestei cauze și au avut de suferit, câte războaie au fost duse, câte sacrificii au făcut românii, mai ales în primul război mondial, au murit peste 1 milion de români. Deci pentru mine aceasta este o zi, nu numai o zi de împlinire a unui ideal a unui popor, dar este și o zi în care putem să ne gândim la jertfele care s-au făcut. Unirea ca toate celelalte lucruri dobândite de români au fost obținute mai ales prin luptă. Nu ni le-a dat nimeni, ba din contră, cei din jur ar fi fost bucuroși să nu se facă unirea, pentru că Basarabia să rămână mai departe Rusiei, pentru că
Austria să primească mai departe partea de nord a Bucovinei, care s-a unit cu țara, erau și alte interese. Deci eu sunt mișcat pentru de fiecare dată când vorbesc de datele mari, pentru că știu ce stă în spatele lor. Nu este o zi oarecare. Eu și imaginez atunci cât s-a suferit, cât s-a luptat, câte sacrificii s-au făcut pentru ca ziua aceea să fie marcată în calendar. Ce manifestări vor fi organizate de 24 ianuarie la muzeu? Noi nu trecem niciodată peste acest eveniment, pentru că este unul dintre cele mai importante evenimente din istoria națională și pentru că botoșănenii au fost implicați în lupta pentru unirea din 1859, unirea Moldovei cu țara românească. De aceea, în fiecare an, organizăm aici expoziții cu fotografii și documente, în care prezentăm ce și cum au acționat botoșănenii în perioada aceea. Fotografiile unor personalități care s-au remarcat în lupta pentru unire, fotografiile unor instituții care existau atunci și manifeste care au circulat printre cei care doreau unirea și dincolo de asta, cei care sunt interesați pot participa la o întâlnire cu istorici care povestesc mai pe larg evenimente legate de 1859. Sunt simpozioane la care participă muzeografi, profesori de istorie, istorici de la Iași și de la București câteodată, ceea ce va fi și anul acesta. Vom avea și un simpozion și o expoziție foarte frumoasă de care se ocupă colegii mei care lucrează la secția de modernă a istoriei a muzeului. Sunt tinerii interesați de expoziție în care se vorbește despre istoria orașului nostru? Sau cine este mai descris spre acest gen de expoziții? Păi, expoziții despre orașul nostru au fost făcute nenumărate. Eu cred că am făcut aici la Botoșani, la muzeu, în sala aceasta, mai mult de 100 de expoziții, numai despre Botoșani, în care am prezentat momente din istoria orașului. Am prezentat etniile care locuiesc alături de români. Știți că în Botoșani au existat, au trăit de-a lungul timpului și încă mai trăiesc, pe lângă români și armeni, și evrei, și lipoveni, și țigani. Ei bine, despre fiecare din aceste etnii am făcut câte o expoziție arătând prin fotografii și documente de unde au venit, unde s-au așezat, ce se păstrează de la ei, personalitățile care s-au ridicat din mijlocul lor. Apoi am făcut expoziții despre străzi. O stradă, o expoziție s-a chemat Calea Națională. O altă expoziție s-a numit Bulevardul, arătând ce s-a întâmplat pe Bulevard, ce clădiri sunt acolo, ce personalități au locuit, ce se întâmpla într-o anumită perioadă acolo. Am avut expoziții despre instituții, despre școli, despre spitale, despre unitățile militare. Și sunt interesat, adică cum răspund la genul ăsta de expoziții? Păi oamenii sunt interesați. Vedeți, am reușit, venind aici la muzeu și cunoscând istoria atât de interesantă a botoșanilor, să fac ceea ce nu se făcea. De regulă, la muzee se fac expoziții legate de zilele mari. De 1 decembrie, ziua națională, de 24 ianuarie, de 9 mai, ziua independenței. Eu am plecat pe niște teme de-astea mici pe care le-am dezvoltat și acum am făcut ca istoria orașului să fie cunoscută altfel decât înainte, cu multe, multe amănunte. Și cărțile care apar folosesc datele pe care noi le dăm aici, încât botoșanii e mult mai bine cunoscut decât alte orașe ale țării în care au rămas pe temele mari. Din experiența dumneavoastră de până acum, copiii vin din obligații de la doamna profesoară de istorie sau pentru că sunt interesați? Din experiența mea de până acum, copiii nu mai vin. Copiii nu mai vin la muzeu, din păcate. Veneau înainte pentru că se întâmpla ceva. Pentru că înainte manualul școlar era făcut în așa manieră, cel puțin cele de istoria României, încât vizita la muzeu te ajuta să îl înțelegi mai bine. Acum manualele tratează foarte pe scurt istoria și nu mai folosesc să le compar cu ceea ce se află în muzeu. Pe de altă parte, înainte se făcea educație patriotică, adică
Copiii erau aduși la muzeu pentru a li se vorbi în mijlocul unor documente și obiecte despre lucruri importante din istoria țării noastre. Și te făcea mândru să știi că de aici este Mihai Eminescu. Și erai mândru să știi că printre cei care l-au sprijinit pe Cuza să facă Unirea din 1859 s-au aflat niște botoșăneni care sunt foarte cunoscuți peste tot. Și erai mândru să știi că la noi, la Botoșani, județul nostru e, să spunem, cea mai frumoasă, s-a descoperit cea mai frumoasă civilizație din epoca neolitică, civilizația cucuteni. Acum nu se mai face. Acum, nu știu, poate la dumneavoastră la școală, probabil, dar în alte părți sunt sigur că nici nu se mai știe de cuvântul patriotism. Știu? Noi vorbim de plecat în Anglia, de plecat în Germania, de cum terminăm, ne ducem în altă parte, în țări din care oamenii nu pleacă, pentru că ei își iubesc țara. Numai noi ne ducem și nu ne mai pasă. De asta spuneam, constat că în ultimul timp vin tot mai puțin copii. Și cu cât ești mai puțin știutor, ești cu atât mai sărac.